Bună dimineața din nou. S-a început procesul de prelucrare a laptelui la Ucraina, după ce a fost mult mecanizat. Băieții l-au adus acasă și îl toarnă. Hai că-l tot în jos. Uie la ucraincă. Europa acasă. Așa. Și Sergiule, bună dimineața încă o dată. Bună dimineața. Cum e? Da, cum e? Lasă vadă lumea cum e. Văd că pe ușă e scris UE. Uniunea Europeană pe ușa lui Sergiu. A ajuns Uniunea Europeană la Ucraina. Filtri. Asta înseamnă ora 6. Încă unul, un combac? Cât mulți? Pe în jur, peste 300 litri de lapte pe zi. Pe zi? Da. Un litru și ceva de la oaie. Uh-huh. Aici e fostul garaj al lui tata. Transformat afară, în... L-am dat afară cu mașina. Și am participat la un proiect oferit de Uniunea Europeană. A fost vorba de un grant pentru utilaj de procesare a laptelui de oaie. Utilajul a costat 13.000 de euro, 13.600 mai exact. Utilajul a fost oferit gratis, doar cu condiția ca noi să amenajăm sala. Dacă să-l mutăm în partea asta. Da, nu știu cum. Și atunci când l-am cumpărat? De când e? Din 2017. Și ai... Și trebuie să înțeleagă fermierii. Utilajul, tehnica, vine din... Din UE, Uniunea Europeană la Ucraina și asta și chiar natural. Asta e din burtă de miam. Asta e chestie tradițională de mii de ani de la... Utilajul e performant, ați văzut mult mecanizat, utilajul e inox. Laptele performant, inox. Da, chiar e din burtă de miam. Și iată așa se face brânza de oi. Totuși, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. Nouă linguriț. Nouă linguriț. O zis mama nouă linguriț, nouă linguriț. Mai mult se ocupă mama cu Andrei. Da. Andrei nu-i pe loc. Le numeri cam așa este. Spui mai mult. Vede că așa arată utilajul. Sergiu a primit utilaj. Comunitatea Europeană investește la Ucraina, la Sadaclia, în toate satele noastre, mai ales în Găgăuzia, dar moldovenii noștri tot cu Dodonel votează. Nu vin banii de la Dodon din Culior, la dânsul de la Fortulețe, la Dodon și la Dodon, la Vasile Polea, dar mai departe nu-i. Dacă avem și pe ziua, la ora 5, la mulți, la 6 și pe un sfert vine laptele deja la procesare. Și în toată dimineața, același lucru. Dimineața la amiază și sare. Oho. Oho. Și asta ia în împrejur. Că nu-i mult, atunci și oricum trebuie să dai mâncare la asta. Înseamnă dacă dimineața nu vrei să trezești, oile... Oaie e ca un... Și utilajul? Deci aici e un răcitor pe 1000 de litri. Și răcitor? Da, anul trecut am avut contract cu semnat cu fabrica de procesare a laptelui de la Cimișlie. Era foarte, era o chestie așa,
Condenabilă? Condenabilă. Dar nu s-au ceva probleme financiare. Acolo ceva probleme și băieții cam nu prea... Și asta înseamnă că tu erai scutit de a te gândi să faci cu brânză, unii o dai, unii o realizezi? Nu aveam de altă bătaie de cap decât... Le mulci? Le mulci, ai adus, l-am pus în registor și ei vineau odată la 20 și l-au luat. Ei zis, dacă ar mai fi ferme prin zonă, ei cred că și-au mai... Distanța e vreo 80 km, 70 km, 70 ceva km. Și vă dați seama, s-a dus întors 150 km. Și astea sunt costuri. Transport și de anul ăsta cam așa. Și anul ăsta ai început să-mi prelucrezi iar. Și anul ăsta e brânza și faci. Doar că aici ai brânză. Da, iată aici să iei mai bine. Iată aici. Și stau la unii și plătrează. La repoare. Sunt plini. Și o să rez. O să rem. O punem în saramură făcută din zăr de oaie. La... Așteaptă cumpărătorul. Și aici faci cu ea? Din păcate, la moment, când vin europenii acasă în vacanță în luna august, atunci încep vânzări. La noi moldovenii cam... Nu cumpăr, nu au bani. Oamenii nu au bani, nu sunt oameni și nu au bani. Și cam e dificil cu vânzarea. Suntem mai departe de oraș, care sunt mai aproape de oraș, e mai ușor cu vânzarea. Au clienți de la oraș. Noi avem 110 km până la Chișinău și nu e atât de ușor. O să încercăm să susținem producătorii noștri. Bravo, Sergiu! Muncă, muncă și iar muncă. Alta n-am știut. Și mămica... Mămica îi ajută. 40 de ani, pedagogie și dimineața înainte de școală faci... Numai decât fac gimnastică. Asta e un fel de gimnastică dimineață. Ia că așa. De aici o să iasă brânză. Și-a lăsat câteva ore? Da, îl lăsăm. O jumătate. Jumătate de oră, da? Oho, așa ai de... Ia că așa, pe proiecte europene, numai că nu mai are cine lucra, asta e o problemă. Că nu mai ai dorință și voință, producția nu ai ce faci cu ea, oamenii luptă din ultimele puteri ca să supraviețuiască. Noi aducem brânză olandeză și noi nu avem cultura de a susține producătorul nostru, de a cumpăra brânză autohtonă sau de a moderniza sau de a produce un alt tip de brânză, dacă ne-am săturat de brânză de-a noastră. Cu toate că știu că cumpărătorul este, numai că lipsește infrastructura de a vinde în rețeaua noastră. Nu are acces fermierul la Linela, nu are la Kaufland. Și toți aceștia care băteau din palme de sânienul roșeu și fășeau mozoli la palme, acum să mănânce brânză adusă din Ucraina sau brânză din palmier sau brânză de care de cocos. Că noi brânză de-a noastră nu mai avem cum să cumpărăm în magazine. Magazinele au obstrucționat accesul fermierilor mici în magazine. De asta trebuie să reglementăm. Ori să impunem, ori să facem o rețea de magazine de alternativă care să permită comercializarea produselor noastre, produselor autohtone, brânză, lactat și mai avem noi, carne. Cumpărător este, vă zic eu, și în capitală și în altă parte, cumpărător este. Trebuie să facilităm comerțul interior. Noi zicem de export, măcar cel interior să punem pe roate ca să pot eu, de exemplu, sau oricare din capitală să cumpere producția autohtonă. Până atunci avem mult de muncit. Sper că moldovenii se vor trezi și vor înțelege că investițiile în dezvoltare vin din comunitatea europeană, iar noi trebuie să muncim la noi acasă, să fim stăpâni la noi acasă. Cu drag, cu salutări de la Ucraina.